Vă mulțumesc foarte mult, domnule primar. Înțeleg că au venit colindătorii. Îi primim, dragi colegi? Sigur că îi primim. Mântru să vă colindători.
ocupat acuit. Și el nu suntem toți. Da? Da. Și-ați stat strajul la hotare. Și-ați stat de greu. Bravo. Crescând generația de da. Și păstrând tradițiile noastre. Asta e foarte frumos. Eu cred că noi toți ne-am umplut de foarte mult energie pozitivă de la fețele voastre și de la cânticele voastre. Foarte frumos. Eu vă mulțumesc foarte mult în numele întregului guvern. Am început această ședință a Guvernului la Ștefan Vodă cu un minunat colind din partea localnicilor și în primul colind au fost cuvintele lui Ștefan să stăm strajă la hotare și prima mea vizită de lucru în calitate de prim-ministru la Ștefan Vodă, îmi amintesc că a fost pe 25 februarie, imediat după ce s-a început războiul din Ucraina și Ștefan Vodă și în special Palanca au stat strajă la hotare și au ajutat sute de mii de refugiați care au fugit din calea războiului. Erau femei și copii în majoritate, femei despărțite de soți, cu copii mici care nu știau ce se întâmplă, cu multă incertitudine și căldura pe care acești oameni au văzut-o la Ștefan Vodă, solidaritatea tuturor și instituțiilor statului, autoritățile naționale, autoritățile locale, organizații neguvernamentale, voluntari, organizații private, familii, oameni de rând. Deci solidaritatea și ospitalitatea pe care au văzut-o acești oameni ne-a creat o cu totul altă faimă în lume. Și eu vreau aici, la Ștefan Vodă, să vedem acest sfârșit de an ca o celebrare a rezilienței noastre, a deschiderii și ospitalității poporului nostru. Pentru că am început cu prima vizită în teritoriul la Ștefan Vodă cu un eveniment trist și cu multă incertitudine. Dar dacă ne uităm în spate și dacă ne uităm la această ședință de guvern, evenimentul pe care l-am avut înainte de ședința de guvern, unde am deschis o nouă stație la Ștefan Vodă pentru salvatori și pompieri, dacă ne uităm la proiectele în care se investește, atunci putem să spunem că vom asigura să menținem pacea și securitatea, să trecem împreună de aceste timpuri complicate cu multă demnitate, cu multă reziliență și mai mult ca atât, vom avea optimism pentru viitor, ca să ancorăm Moldova pe o cale de dezvoltare. Și dacă tot am început cu această primă ședință, prima vizită pe care am avut-o în calitate de prim-ministru atunci când am vizitat Palanca, a doua vizită a fost la Ștefan Vodă în august și aceasta a fost prilejuită de o ocazie mult mai optimistă, mult mai bună, și anume celebrarea Zilei Tineretului. Noi am avut anul tineretului european, Ștefan Vodă a muncit, a participat la
concurs și a câștigat titlul de capitală a tineretului. Și în această zi venim cu un proiect pentru a dota centrul de tineret, care a fost fondat de primăria Ștefan Vodă, cu echipament tehnic și mobilier, și aceasta va oferi servicii și un loc de un loc pentru tineri de manifestare, de inițierea unor proiecte, de promovare a unor idei. Și iată, aici se vede optimismul pe care eu cred că noi toți trebuie să-l avem, chiar dacă trecem de o perioadă deloc ușoară. Eu cred că oamenii de aici, de la Ștefan Vodă, dar și cei din întreaga țară trebuie să știe că noi suntem alături de ei. Și inclusiv aceste ședințe a Guvernului în teritoriu sunt menite ca să ne aducă mai aproape de primari, de autoritățile publice locale, de oameni, de lucrători în diverse sfere de activitate, pentru că atunci când mergem cu ședința Guvernului în teritoriu, fiecare ministru are după aceasta întrevederi în domeniul lor de activitate. Și dacă ne uităm la conținutul acestei ședințe de guvern, suntem la sfârșit de an, este sfârșitul sesiunii parlamentare. Cu această ocazie le salut aici și pe doamnele deputate din Ștefan Vodă, doamna Voloch și doamna Catravi, vă mulțumim că ați venit. Noi avem multe proiecte de legi, hotărâri de guvern, avize, foarte important, avem avizul la bugete sau amendamentele care au venit la bugetele care sunt părți componente a bugetului public național. Și aici vreau să reamintesc că venim cu creșteri salariale de care vor beneficia, începând cu anul viitor, angajații instituțiilor de stat, și aici asigurăm o creștere salarială în mediu de 16% și creșteri mai mari pentru cei cu venituri mici. Pentru că înțelegem că în această perioadă de criză este important să-i ajutăm pe cei mai vulnerabili. Deci bugetarii vor beneficia de un spor lunar, de fapt o creștere salarială lunară de 1300 de lei brut. Salariul minim crește cu 14% de la 3500 la 4000. Pentru compensații în buget avem 5 miliarde de lei și pentru majorarea salariilor peste 3,7 miliarde de lei, inclusiv în școlile profesionale, universități și alte instituții aflate la autogestiune. De asemenea, avem 2,7 miliarde de lei alocați pentru indexarea pensiilor. Dacă tot suntem aici și am început ședința Guvernului cu amintirile din februarie, în ultimele zile au fost mai multe discuții în presă, în public, pe teme de securitate. Noi, ca și guvern, întotdeauna luăm în considerație toate riscurile și ne pregătim de orice scenariu. Așa am făcut în domeniul energetic, ca să asigurăm oamenii cu căldură și lumină. Așa am făcut în domeniul afacerilor interne, atunci când au fost planuri de contingență și pentru valurile de refugiați, și pentru soluționarea crizei logistice, și așa facem și în domeniul securității. Ne pregătim ca să putem asigura oamenii noștri că ei pot conta pe instituțiile statului, că ei pot conta pe guvern. Da, de 300 de zile avem acest război fără sens în țara vecină și din păcate ne-am obișnuit să trăim în această stare de insecuritate și incertitudine. Dar vom continua să fim alături de oameni și să asigurăm
parcursul european a Republicii Moldova. Pentru că aceasta înseamnă investiții, prosperitate, dar mai presus decât toate, libertate, democrație și un stat care își respectă cetățenii și unde fiecare cetățean își poate realiza potențialul, unde copiii noștri pot trăi fericit. Cum se obișnuiește la ședințele guvernului, aș vrea întâi să discutăm câteva subiecte legate de Ștefan Vodă și după care trecem și la agenda propriu-zisă. Dacă tot am început această zi cu deschiderea stației de pompieri și salvatori, aș vrea să-i ofer cuvântul doamnei Revenco ca să ne spună. Noi în ședința guvernului avem și planul de acțiuni pe ordine publică, avem mai multe programe care au fost implementate, sunt implementate, reorganizări pentru ca sistemul de afaceri interne să fie rezilient și pregătit. Vă dau doar un exemplu și vreau să felicit Ministerul Afacerilor Interne și GSU. Această stație de salvatori și pompieri care a fost deschisă în Ștefan Vodă are și o stație de fotovoltaice care asigură practic independența energetică a acestei stații, are și generator în caz de pană de curent, deci este pregătită să facă față oricăror provocări. Doamna Revenco, dacă ne puteți da un pic de detalii despre analiza pe Ștefan Vodă și pe ceea ce am deschis astăzi, dar și mai larg în privința pregătirii pentru eventuale riscuri. Stimați colegi, stimați locuitori ai raionului Ștefan Vodă, ați fost primii care ați răspuns la nevoia refugiaților, nevoia vecinilor și din Ucraina, atunci când zeci de mii de copii, adulți, prieteni, rude de ale noastre și-au căutat aici o nouă casă. Ați fost primii care v-ați mobilizat, ați demonstrat tuturor celorlalți, nouă din capitală, dar și din alte raioane, ce înseamnă o mobilizare exemplară. La fel, ați fost un sprijin pentru toate subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne, colegii de la pompieri salvatori, polițiștii de frontieră, Poliția Națională, carabinierii, cu toții ați făcut front comun și asta a demonstrat că putem și în continuare să ținem piepturile și să facem față provocărilor care încă sunt în pragul nostru. Toate aceste modalități de răspuns la provocări ne-au permis să ne cizelăm planurile de contingență și planurile de răspuns. De aceea, așa cum a pomenit și doamna prim-ministru, avem planuri de răspuns, planuri de reacție, planuri de contingență care să răspundă și altor provocări în caz de necesitate. Aici vorbim despre un potențial val 2 de refugiați, pentru că iarna este deja în prag, temperaturile scad, înțelegem că asta ar putea determina, odată cu atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina, ar putea declanșa și lipsuri de electricitate de o durată mai lungă, inclusiv și pe teritoriul nostru, dar țin să aduc la cunoștință tuturor că Ministerul Afacerilor Interne va fi în continuare pregătit să răspundă absolut tuturor situațiilor de urgență, așa cum am făcut-o până acum. În ceea ce privește secția de pompieri salvatori, prin această unitate care astăzi a fost deschisă, în primul rând înseamnă o mai bună pregătire a echipei locale de a răspunde la nevoi. Vor deservi cele 26 de primării, sate, localități din raion, peste 65.000 de locuitori cât sunt aici, dar la fel, prin reciprocitate, vor fi și cei care vor susține colegii din Căușeni. Așa am hotărât să implementăm această metodă nouă de a sări la nevoie. Astfel ne va permite să reducem timpul de reacție atât de vital când vorbim despre situații de urgență.
Este și un exemplu de parteneriate internaționale. Aici e cazul, să spunem, despre parteneriatul cu Statele Unite ale Americii, ceea ce înseamnă că și în continuare avem toate perspectivele de extindere acestor parteneriate, atât în domeniul securității, ordinii publice, cât și în alte sectoare. Și desigur că este și un exemplu când o stație poate fi autonomă, deci mergem la pas cu noile tehnologii moderne, astfel încât este asigurată totalitate cu electricitate în caz de necesitate, mai mult ca atât poate livra în sistem chiar energia acumulată. Și aici țin să mulțumesc desigur că colegilor de la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, fără și aici un astfel de parteneriat și unitate nu ne-ar fi, n-ar fi fost posibil. Închei doar spunând că și celelalte unități teritoriale din sistemul de intervenție în dezastre deja dispun de astfel de sisteme de eficiență energetică și vom merge inclusiv și cu celelalte unități din cadrul Poliției Naționale, Poliției de Frontieră, pentru a asigura utilizarea rațională și bună gestiune a resurselor. Atât acest moment. Deja voi reveni puțin mai târziu cu informații despre programul de ordine publică, dar vom merge în continuare și în teritoriu pentru a pregăti populația civilă, cetățenii, să știe cum să răspundă în caz de nevoi, cum să se comporte în caz de urgențe, ori toate studiile demonstrează că în 50% din situațiile de urgențe acestea pot fi evitate, inclusiv ca și consecințe grave, în cazul în care oamenii cunosc ce trebuie să realizeze ca și primii pași în caz când această situație se produce. Respectiv vom face un mai mare accent pe prevenire, pe informare și pe educare, începând cu cei mici. Vă mulțumesc, doamna ministru, și aș vrea să-l întreb și pe domnul Spătaru să ne dea detalii despre cum derulează programul de compensații, pentru că vine data de 24, când vor fi calculate din nou categoriile de vulnerabilitate în baza informației deținute și vor fi anumite schimbări. Vă rog să ne dați detalii pentru ca oamenii să cunoască ce îi așteaptă. Vă mulțumesc, stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, într-adevăr, data de 24 decembrie este termenul limită pentru depunerea cererilor pentru cei care nu au depus cereri și doresc să beneficieze de compensații în baza categoriei de vulnerabilitate care este atribuită de sistemul informațional pentru luna decembrie. Înregistrarea va continua pe parcursul întregii perioade reci, dar noi îndemnăm consumatorii să se înregistreze pe platformă pentru a beneficia de compensații în baza categoriei și pentru luna decembrie. Pe parcursul acestei luni au fost făcute mai multe îmbunătățiri la metodologia de calcul a categoriei de vulnerabilitate. În special este vorba despre calculul bugetului casnic pentru familiile cu copii mici. În metodologia veche, familiile cu bebeluși care primeau indemnizații pentru concediu de maternitate erau defavorizate pentru că indemnizația venea într-o singură lună, iar ea acoperea de fapt 4 luni al concediului. De aceea, această indemnizație este împărțită la 4 în calculul venitului gospodăriei. De asemenea, a fost micșorat pragul de cheltuieli pentru categoria medie, de la 20% la 15%, cu alte cuvinte, gospodăriile pentru care energia reprezintă 15% și mai mult din venitul disponibil vor primi cel puțin categoria medie. De asemenea, toate familiile care după venituri au fost declarate non-vulnerabile vor fi cel puțin în categoria scăzută. Sunt niște măsuri care au restabilit echitatea în sistem și au ajutat familiile cu venituri mai mari decât media să se regăsească într-o categorie mai, care reflectă mai bine situația lor. De asemenea, am introdus și filtre pentru evitarea fraudei, pentru blocarea familiilor care nu-și declară veniturile. Este vorba despre persoane economic active care vedem că au un consum de energie mare
și care nu declară deloc venituri. Pentru aceste familii, în baza metodologiei, nu se va aplica o categorie mai înaltă decât cea medie. De asemenea, au fost luate anumite decizii pentru consumatorii debranșați de la energia termică, care locuiesc în blocuri care sunt în continuare încălzite de furnizorii de energie termică în regim centralizat. Pentru acești consumatori, dacă noua metodologie este defavorabilă, adică rezultă facturi mai mari decât după vechea metodologie, vor fi aplicate compensații maxime. Noi am decis acest lucru să fie universal, indiferent de categoria de vulnerabilitate a acestor consumatori. Iar dacă după noua metodologie va fi un consum mai mic decât după vechea metodologie, atunci compensația va fi medie. Mai sunt și alte ajustări care au fost făcute pe parcursul lunii. În orice caz, familiile care au greșit la introducerea codului din factură sau la introducerea venitului au solicitat pe parcursul lunii să fie redeschisă cererea și avem în jur de 5.000 de cereri care au fost redeschise și consumatorii au făcut modificări în cerere. Aceste cereri vor fi recalculate. În mare parte, modificările care au fost făcute pe parcursul lunii decembrie sunt în favoarea consumatorilor și în facturile pentru luna decembrie, pentru multe familii, compensațiile vor fi mai mari decât pentru luna noiembrie, pentru majoritatea familiilor, de fapt, pentru care au fost operate modificări în sistem. Și noi în continuare îndemnăm familiile să-și verifice codurile din sistemul informațional să corespundă cu codurile din factură pentru a beneficia de compensații conform categoriei care este atribuită familiei. De asemenea, o ultimă remarcă pentru cei care au primit facturi la începutul lunii decembrie pentru consumul de energie electrică în care nu s-au regăsit compensațiile, acestea vor fi oferite cumulat pentru ambele luni în următoarea factură. Vă mulțumesc. Sper că n-au fost prea multe detalii tehnice, dar cei care s-au adresat la minister cunosc aceste întrebări. Există o echipă de câteva zeci de persoane care răspund în mod constant la solicitările consumatorilor și răspund la telefon, răspund pe e-mail, redeschid cererile. Este un proces continuu care se îmbunătățește în fiecare zi. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule ministru. Noi avem mai multe programe naționale de care beneficiază oamenii din toată țara și din Ștefan Vodă. De exemplu, avem 16 proiecte din programul Satul European de îmbunătățire a infrastructurii la nivel local de circa 58 de milioane de lei. Avem investiții în drumuri, avem beneficiari ai programelor Organizației de Dezvoltare a Antreprenoriatului, inclusiv garanții pentru, deci, pentru credite care au fost luate, deci, din Fondul de Garantare a Creditelor. Avem și beneficiari ai programelor pentru externalizare. Mă bucur că sunt proiecte bune în programul Start pentru tineri. Femei în afaceri, avem 5 beneficiari a programului Femei în afaceri, dar se investește în toate sectoarele. Vreau să rog pe doamna Nimerenco să ne spună despre investițiile în centrele și punctele de asistență medicală, pentru că sunt mai multe echipamente care au fost acordate, mai ales în ultima perioadă. Vă rog. Mulțumesc, doamna prim-ministru, și folosesc această ocazie ca să informez locuitorii raionului Ștefan Vodă despre investițiile pe care le-am făcut doar pe parcursul acestui an și planificăm de asemenea pe viitor. Deci doar în 2022 a fost dat în exploatare sediul nou construit al punctului de asistență medicală de urgență din Olănești, dotat cu toate cele necesare. De asemenea, în iunie-iulie anul curent au fost efectuate lucrări de reparație curente la stația de asistență medicală urgență din Ștefan Vodă și de asemenea la punctele de asistență medicală urgentă din Volintir și Talmaza. Toate aceste lucrări au fost efectuate din bugetul de stat,
în sumă de milioane de lei. Planificăm exact să continuăm și pentru anul viitor. Pentru noi este foarte important să îmbunătățim condițiile de activitate a lucrătorilor medicali și de prestare a serviciilor medicale. Totodată, doar de la începutul acestui război nedrept, luând în considerare că Ștefan Vodă este într-adevăr în imediată apropiere de frontieră și a avut o presiune mult mai mare a refugiaților, inclusiv în sistemul medical. Deci noi am avut intervenții de scurtă durată, rapide, și inclusiv acel plan de contingență pe care l-am dezvoltat pentru situații critice, extremale, în așa cazuri, dezvoltat cu Organizația Mondială a Sănătății. A fost implicat cel mai mult spitalul din Ștefan Vodă. Am avut foarte multe grupuri de experți care au venit la fața locului, implicarea lucrătorilor spitalului. De asemenea, din componența spitalului, colegii noștri au mers în Elveția pentru schimb de experiență, anume pentru aceste situații. De asemenea, din luna martie până acum am oferit spitalului 6 concentratoare de oxigen, foarte multe echipamente și consumabile de protecție și medicamente din toate ajutoarele care au venit pentru refugiați. Desigur, aceste ajutoare au fost utilizate și pentru cetățenii Republicii Moldova și pentru refugiații care au beneficiat de servicii aici în Ștefan Vodă. De asemenea, și alte echipamente ca electrocardiografii, monitoare pentru secțiile de arene mare. Deci acum ne aflăm în procurarea unui lot de echipamente din cadrul proiectelor de asistență externă. În perioada imediat următoare, spitalul din Ștefan Vodă va beneficia de un ultrasonograf modern, de asemenea de analizator automat ale gazelor și electroliților în sânge și de propriul sistem de spitalizare pentru întreg spitalul. Acestea sunt doar elementele care se vor întâmpla în imediata apropiere. Planificăm pentru anul viitor mult mai multe acțiuni, inclusiv astăzi vom avea întâlniri cu spitalul, schimb de comunicare și feedback. Doresc foarte mult să aflu despre necesitățile lor, noi le cunoaștem deja, dar atunci când avem discuția față în față, lucrurile acestea se developează mult mai deschis și concret. Mulțumesc mult! Vă mulțumesc! Atunci când se investește și din partea guvernului și din partea autorităților publice locale, vin și investitorii, voi merge după această ședință a guvernului să vizitez o fabrică în construcție de un investitor elvețian care va prelucra fructe și legume. Important că vor fi create și locuri de muncă, dar poate și mai important pentru agricultorii din Ștefan Vodă va exista o piață de desfacere și se va asigura valoarea adăugată la producția noastră. Toate acestea pot fi realizate doar când există o autoritate publică locală deschisă, și cu această ocazie vreau să-i mulțumesc domnului primar Cociu pentru colaborarea pe care o avem în realizarea mai multor proiecte. Am avut ocazia să discutăm și în august, când am venit cu ocazia Zilei Tineretului, capitala europeană, capitala tineretului, atunci când Ștefan Vodă a fost capitala tineretului, și înțeleg că multe se fac, dar multe rămân de făcut, și aș vrea să-i ofer cuvântul domnului Cociu să ne spună care este situația și cum se vede de la nivel local lucrurile care s-au realizat și care urmează a fi realizate. Mulțumesc. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membrii Cabinetului de Ministri, onorată prezență, vreau să vă salut în orașul Ștefan Vodă, orașul perspectivelor. Încă două săptămâni vom mai fi capitala tineretului 2022. Pe această linie vreau să-l salut și pe domnul ministru educației și tineretului, și sunteți în sud-estul Republicii Moldova, într-un oraș, un centru administrativ, unde sunt, cred că, cei mai deosebiți oameni cu un grad înalt de inteligență, care vor să facă lucruri frumoase în a aduce beneficiu tuturor cetățenilor. Eu vreau să vă salut și să vă
spun un mesaj de susținere pentru această inițiativă frumoasă, acest instrument democratic în a executa acest act de guvernare, pentru că odată ce avem această situație deloc plăcută, nu doar ceea ce se întâmplă pe arena internațională, cred că ca niciodată trebuie să ne consolidăm, să fim uniți și să acționăm în unison. Vreau să vă salut și aveți toată admirația și susținerea noastră. Două cuvinte. Deci vreau să vă zic că suntem un oraș cu o istorie secolară, suntem cu origine germane, deci a fost cam prin 1990 o colonie din nemți și așa și s-a pornit în continuare orașul, a suferit câteva modificări, a fost biruință, a fost și Suvorov până în 64, și din 64 încoace și în 90, deci suntem, purtăm numele Marului Voivod, Ștefan cel Mare și Sfânt, și ne mândrim de acest lucru. Noi suntem foarte ambițioși ca și autoritate publică locală, ne propunem să avem un oraș inteligent, un oraș dezvoltat, un oraș cu aspirații europene și cu multă stilistică, foarte, foarte, știți așa, suntem, da, foarte, foarte perfecți la tot ce facem. Da, noi nu vom putea astăzi să discutăm toate proiectele, cred că să avem ocazia, dar ne propunem și problemele cele mai importante, este acel sistem de canalizare, deci suntem cu cererea de finanțare la Agenția de Dezvoltare Regională, suntem în POR, din păcate nu în DUP, dar așteptăm. Ne propunem foarte multe lucruri ce țin de, și ne bucurăm că odată ce am fost gazdă la foarte multe evenimente pentru tineret, circa 50 de evenimente, am fost gazdă și au vizitat orașul Ștefan Vodă tineri din toate colțurile ale Republicii Moldova și ne bucurăm foarte mult de această inițiativă frumoasă care vine și din partea Ministerului și astăzi vom avea posibilitatea să inițiem acest centru de tineret care este foarte important pentru noi și pe această cale vă mulțumim. Ne propunem să ne axăm și pe un centru de plasament pentru persoane în etate, deci vrem o piață regională, pentru că noi avem o abordare mult mai, să zic așa, pragmatică, deci noi ne uităm la lucruri din prisma unor expertize, facem o analiză foarte bună. Ne axăm foarte mult și pe dezvoltare economică, așa cum a menționat și doamna prim-ministru, deci astăzi vom vizita o fabrică de procesare, este o investiție străină, invițiană, unicată și dezvoltăm acest lucru în zona economică liberă, suntem sub zonă, din păcate odată cu începerea războiului noi ne-am propus mult mai multe proiecte, vrem să avem o umplutură în această zonă pentru că, așa cum ați menționat și dumneavoastră, generăm venituri, inclusiv le oferim o speranță de viață cetățenilor și totodată este și un venit și în bugetele locale și acest lucru ne face ca să sperăm să avem lucruri frumoase aici la noi. Aici activează, bineînțeles, toate instituțiile publice de învățământ, avem poliția regională, avem reprezentanții inspectorilor poliției raionale, deci ceea ce vrem noi și avem așa cu o inițiativă, deci în primul rând, așa cum a menționat și doamna ministru de interne, orașul Ștefan Vodă a fost printre primii săritori la această criză de război. Deci am fost, practic, cu foarte mulți refugiați peste noapte aici, da? În data 24 februarie și circa 5.000 de refugiați au trecut pe aici, acum avem 160, integrăm în societate, deci integrăm în procesul didactic și acum, în ultimul timp, am mers și cu platformă, pentru că orașul Ștefan Vodă este înfrățit cu 5 primării municipii din România, acum suntem ceva pionieri și cu Ucraina, deci am inițiat o platformă cu oameni din conducerea din Ucraina, cu mediul de afaceri, mediul academic și, bineînțeles, avem un memorandum cu o primărie de aici din regiunea Odessa și unanim s-a votat ca orașul Ștefan Vodă să devină, a fost o ședință la Vadul Vodă, să devină o platformă sau să inițiem un hub tehnologic, investițional, în a le ajuta cu advocacy, cu tot suportul nostru în a le aduce un ajutor și celor din Ucraina. Pe această cale vreau să mă opresc, doar ținând cont că suntem în preajma sărbătorilor, vreau să vă aduc cele mai sincere felicitări și urări de bine cu prilejul sărbătorilor de iarnă, cu Crăciunul, cu Anul Nou, să aveți succes, să realizați toate proiectele bune, pentru că, vă spun foarte direct, le simțim și noi aici,
și ne bucurăm de ceea ce faceți. Aveți toată susținerea noastră și la mulți ani. Mulțumim mult, domnule primar. Am spus-o și la deschiderea stației de pompieri, atunci când ne focusăm pragmatic pe îmbunătățirea serviciilor și condițiilor de trai pentru oameni, se primesc lucruri frumoase, se unesc eforturile administrației publice centrale, administrației publice locale, donatorilor și partenerilor externi și realizăm lucruri concrete pentru oameni. Cu aceasta vreau să trecem la ordinea de zi. Am o rugăminte, este sfârșit de an, întotdeauna avem agende încărcate. Vă rog să ne concentrăm în prezentarea proiectelor pe lucrurile principale, fără detalii tehnice, ca ceea ce trebuie să știe cetățeanul despre actul pe care îl adoptăm. Și începem tradițional cu subiectul cu privire la cadre. Domnul Spânu, vreți să interveniți la agenda? Vă rog. Stimată doamnă prim-ministru, rog să amânăm și să excludem de pe agenda punctul 16. Este vorba de un aviz și este nevoie să-l pregătim un pic mai bine. Da. Bine. Alte propuneri la ordinea de zi? Nu sunt. Cine este pentru adoptarea agendei cu propunerea domnului Spânu? Adoptat. La subiectul cu privire la cadre, domnul Popescu, vă rog. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, în temeiul articolului 7, litera I din legea cu privire la guvern și al articolului 6, alineatul 3 din legea cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, se propune numirea doamnei Stella Leucă în funcția de secretar de stat al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene din data de 22 decembrie 2022. Actualmente, doamna Leucă este consilieră în cabinetul viceprim-ministrului, ministrului afacerilor externe. Anterior, doamna Leucă a activat timp de mai mulți ani și a lucrat în Statele Unite, inclusiv în cadrul unor organizații precum German Marshall Fund, Banca Mondială, Fundația Internațională pentru Sisteme Electorale, IFES, și-a păstrat și o implicare foarte substanțială în realitățile din țara noastră, a fost directorul executiv la Watchdog.md, a lucrat și pentru Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională USAID la Chișinău, deține un masterat executiv în administrație publică de la Universitatea Maxwell, de la Școala Maxwell pentru Studii Internaționale de la Universitatea Syracuse din New York, Statele Unite, masterat de la Universitatea din Novi Sad, Serbia, și studii la ULIM și la Universitatea de Stat din Republica Moldova. Rog să susțineți această candidatură. Vă mulțumesc mult pentru această prezentare. Un profesionist, cine este pentru susținerea acestei candidaturi? Aprobat și dorim mult succes. În continuare, domnul Talmazan. Stimat domnul prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, în temeiul articolul 7 din legea cu privire la Guvern, articolul 8 și articolul 50 din legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, se propune numirea prin transfer în interesul serviciului a domnului Igor Pșinișne în funcție de secretar general adjunct al Guvernului din 26 decembrie, încetându-i raportului de serviciu în funcție de secretar general al Ministerului Mediului. Domnul Pșinișne este magistru în drept economic, este funcționar public, carieră, are experiență de mai bine 15 ani în funcție de execuție și de conducere în autoritățile administrației publice centrale, în special în cadrul Ministerului Mediului, unde a lucrat în diferite funcții, începând de la șef serviciul juridic până la secretar general al Ministerului. Dumnealui are abilități dezvoltate de analiză, planificare, organizare, corespunde pe deplin cerințelor funcției publice. Domnul Pșinișne este un om practic, activat, cum am menționat, în diferite funcții, considerăm este o persoană potrivită pentru funcția secretar general adjunct, din care motiv solicit respectuos aprobarea proiectului. Vă mulțumesc mult. Cine este pentru aprobarea acestei candidaturi? Vă mulțumesc. Îl cunoaștem pe domnul Pșenișnei. Mult succes în noua funcție. În continuare, trecem la ordinea de zi, ca de obicei la ședința Guvernului în teritoriu avem câteva subiecte care țin nemijlocit de Ștefan Vodă. Domnul Musteață, vă rog, primul subiect. Bună ziua tuturor, stimată doamnă prim-ministru, stimați domnilor miniștri. Prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern cu privire la transmiterea unui bun imobil din proprietatea statului în proprietatea satului Popească, Rănul Ștefan Vodă.
Proiectul menționat a fost elaborat de Agenția Proprietății Publice în temeiul articolului 8 al legii 523 din 99 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, articolului 6 din legea 121 din 2007 privind administrarea și dietazarea proprietății publice și decizii Consiliului Local Popeasca din 13 mai 20 și are scop transmiterea cu titlul gratuit a bunului imobil din proprietatea publică a statului, administrarea Agenției Proprietății Publice în proprietatea statului Popeasca. În acest sens, Consiliul Local Popeasca solicită restituirea încăpierii pe care o va repara și o va transmite în gestiunea întreprinderii municipale Servcom Popeasca în calitate de oficiu după efectuarea reparației capitale. În contextul celor expuse, rog aprobarea în ședință de guvern a proiectului nominalizat. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Din 20 văd că este decizia Consiliului Local. Da, din 20 și abia acum a ieșit. Domnule Musteață, noi atragem atenție atunci când mergem în ședința guvernului în teritoriu, dar lucrăm și la o abordare mai comprehensivă, mai sistematică, unde să aducem aceste bunuri în circuitul economic a autorităților publice locale. Avem și grup de lucru pe patrimoniu în cadrul Comisiei Paritare, care s-a întrunit ieri a doua oară în acest an și trebuie să rezolvăm aceste subiecte și dincolo de ședințele guvernului. Colegi, cine este pentru susținerea acestei hotărâri? Aprobat. În continuare, domnul Topal. Stimați colegi, propun atenție dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern cu privire la acordul trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale. Proiectul prevede trecerea din domeniul public în domeniul privat al APL a unor bunuri imobile destinate domeniului educației, a căror necesitate de a fi menținut în domeniul public a încetat. Este vorba despre clădirea veche a gimnaziului din satul Cărahăsani, raionul Ștefan Vodă, construcția de învățământ și educație din raionul Sângerei, comuna Copăceni, tabără de odihnă cu căsuțe de odihnă și blocul alimentar din raionul Sângerei, comuna Copăceni, satul Gavrilovca, construcția din comuna Tuzară, raionul Călăraș. Toate aceste trei localități dețin în proprietate alte imobile în care se desfășoară activitatea instituțiile de învățământ din localitate. În contextul celor expuse, rog susținerea proiectului. Mulțumesc! Vă mulțumesc și aici. Sunt mai mulți primari care își doresc punerea în circuitul economic a clădirilor în sistemul de educație. Ele pot rămâne în domeniul public, dar fi utilizate atunci când nu mai este nevoie de ele în domeniul educațional. Da, ele pot fi trecute și în domeniul privat și inclus în circuit economic la decizia autorităților. Ele, noi constatăm că ele nu mai necesită a fi utilizate în domeniul educației. Colegi, cine este pentru susținerea acestei hotărâri? Aprobat. În continuare, domnul Șorban. Mulțumesc, stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului. Propun atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind producția ecologică și etichetarea producției ecologice. Prezentul proiect prezintă o prioritate urgentă în contextul implementării acordului de asociere Republica Moldova-UE și prevede în sine transpunerea în legislația națională a normelor cuprinse în regulamentul Uniunii Europene 848 din 2018, al Parlamentului European și al Consiliului European privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice. Scopul proiectului constă în asigurarea unui cadru normativ și instituțional necesar dezvoltării durabile a segmentului național de producere ecologică, funcționării eficiente a pieței cu produse ecologice, garantând astfel concurența loială, prevenirii fraudelor, asigurând încrederea consumatorului și protejând interesele acestora. Astfel, această armonizare a legislației va da posibilitatea recunoașterii Republicii Moldova de către Comisia Uniunii Europene prin intermediul DG Agri ca țară terță, iar certificatele pentru producție ecologică emise de organisme de certificare acreditate în Republica Moldova să fie recunoscute pe întreg teritoriul Uniunii Europene.
Proiectul mai prevede și un sistem de monitorizare a activității organismelor de control, ajustare la standardele europene. Prin aceasta se preiau normele și un sistem de control în producție ecologică și etichetarea producției ecologice aprobate și acceptate în Uniunea Europeană, respectarea cărora de către agenții economici naționali va contribui la introducerea pe piața Uniunii, dar și în alte state, a producției ecologice autohtone. Asta ar însemna export, venituri, locuri de muncă, dezvoltare și reziliență la schimbări de producere și de piață. În același timp, se va asigura ca producția ecologică introdusă pe piața Republicii Moldova să corespundă standardelor europene în acest domeniu. Aprobarea proiectului menționat va stabili norme de producere detaliate și clare pentru toți producătorii, organele de control, dar și va contribui la prevenirea fraudelor, asigurând totodată încrederea consumatorilor și produsele etichetate astfel. În acest context, solicităm și rugăm aprobarea acestuia. Mersi. Vă mulțumesc. Un act important în procesul de aderare și de armonizare a legislației la acquis comunitar și cu potențial pentru agricultori. Noi știm că avem agricultori activi în Ștefan Vodă care, dacă le creăm condiții, vor putea beneficia de aceste oportunități și pot să se implice în producția ecologică. Colegi, întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestei hotărâri? Aprobat. În continuare, doamna Nimerencu. Stimați colegi, propun atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului legii pentru modificarea anexei la legea numărul 668 din 1995 pentru aprobarea listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului. Scopul acestui proiect este să creăm condițiile necesare pentru construcția Spitalului Regional Bălți, deținere de către Ministerul Sănătății a dreptului de proprietate asupra terenului pe care urmează a fi construit acest spital, aceasta fiind o condiție obligatorie solicitată de către finanțator Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru aprobarea oferirii Republicii Moldova, atât a împrumutului cât și a grantului necesar. Vreau să menționez că terenul vizat, cu o suprafață totală de 5 hectare, la moment se află în administrarea Agenției Proprietății Publice și a fost selectat ca teren eligibil pentru construcția spitalului din Bălți în rezultatul unei analize de expertize cu suportul Ministerului Sănătății, dar și experților care au fost selectați de bancă, experți internaționali, au fost prezentate mai multe opțiuni și aceasta a fost unica acceptată necesară. Principalele prevederi a acestui proiect este modificarea anexei la legea menționată mai sus pentru a exclude aceste 5 hectare de suprafață din extravilanul pe care îl are, deci, selecția și retragerea din circuitul agricol și transmiterea terenului respectiv în proprietatea Ministerului Sănătății, astfel ca să fie înaintat către aceste documente, că deținem terenul necesar, la Consiliul de Administrare a Băncii, care va urma să aprobe acest acord ulterior. În acest context, rog să susțineți proiectul dat. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, doamna Nimerencu. Ne mișcăm cu pași susținuți în realizarea acestor proiecte mari despre care vorbim. Aici este vorba despre Spitalul Regional Bălți. Cine este pentru susținerea acestei hotărâri? Aprobat. În continuare, domnul Spânu. Stimată doamnă prim-ministră, stimați colegi, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea contractului de finanțare între Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru suplinirea și realizarea în continuare a proiectului Moldova Drumuri 3. Contractul de finanțare a fost elaborat de către Banca Europeană de Investiții la solicitarea Guvernului pentru a facilita continuitatea și implementarea deplină a proiectului inițial și prevede atragerea resurselor adiționale în valoare de 100 milioane euro în vederea suplinirii și executării în continuare a lucrărilor de reabilitare a drumurilor naționale, precum și a noilor obiective. Vorbim de reabilitarea drumului R34, Hâncești, Leova, Cahul, Giurgiulești, sectorul 3, Cantemir, Cahul, de la kilometru 82 până la kilometru 125,
Este și o promisiune pe care am făcut-o că vom începe chiar anul viitor construcția acestui sau reabilitarea acestui tronson. Și M3, Chișinău, Comrat, Giurgiulești, frontieră cu România, construcția sectorului lipsă, vorbim de sectorul de ocolire a orașului Cimișlia. Și noi anul ăsta am mai finalizat câteva centuri care, sau centura de la Comrat, care de fapt face ca acest traseu să fie mai scurt. Important că pentru aceste sectoare de drumuri au fost elaborate deja studii de fezabilitate și documentația de proiect, astfel procedurile de achiziționare a lucrărilor vor fi lansate imediat după aprobarea finanțării, adică imediat în 2023. De asemenea, cu titlul de informare, după ședința Guvernului vor merge la drumul R31, care este la Palanca. Lucrările sunt pe finalitate și voi merge să mă asigur că totul este făcut calitativ. Mulțumesc și rog susținere. Mersi. Vom mobiliza și în continuare aceste resurse pentru construcția drumurilor și aici este foarte important. Noi am vorbit de mai multe ori despre executarea bugetelor care sunt disponibile de la finanțatorii externi. Pentru că în trecut am avut asemenea situații când erau banii incluși în buget, erau disponibile resurse, dar executarea era la un nivel foarte scăzut și ceea ce vedem acum este executare de două ori mai bună în acest an și asta ne permite să mobilizăm resurse adiționale de la finanțatori pentru porțiuni de drum. Și trebuie să o ținem tot așa și mai bine. Cine este pentru susținerea acestei hotărâri? Aprobat. În continuare, domnul Alaiba. Mulțumesc, doamnă prim-ministru. Stimați colegi, o să vă prezint atenția dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte normative de denumire generică, stimularea comerțului electronic. Prin prezentul proiect reparăm vreo 11 legi, ajustându-le la noile realități. Este bine cunoscut faptul că la capitolul comerțul electronic, domnul viceprim-ministru, nu o să mă las să mint, suntem cu cel puțin 10 ani în urmă față de restul Europei. De aceea am venit cu acest prim pachet de proiect de lege, de legi care prevede aspecte importante privind inițierea și desfășurarea activităților de e-comerț. De exemplu, actualizăm cadrul normativ privind comerțul interior și completarea acestuia cu prevederile necesare privind comerțul electronic. Se ajustează cadrul normativ privind serviciile societății informaționale cu extinderea domeniului de aplicare, inclusiv asupra furnizorilor de servicii non-rezidenți care își direcționează activitatea către Republica Moldova. Clarificăm procedura dintre comerciant și autoritățile publice locale, la care urmează a fi notificată unitatea comercială în comerțul electronic și implicit amplasat locul de preschimbare a mărfii. Sporirea protecției consumatorului în cadrul comerțului electronic prin stabilirea locului de preschimbare a mărfurilor. Stabilirea procedurii de verificare a vârstei cumpărătorului la procurarea producției alcoolice online, inclusiv de către personalul responsabil de livrare. Exceptarea unităților de care practică comerțul electronic cu unele activități în unele domenii privind deținerea obligatorie a suprafeței de 12 metri pătrați pentru desfășurarea activității online. Deci pentru un magazin online trebuie să ai spațiu de 12 metri pătrați fizic. Opțiunea organizării și desfășurării adunării. Asta e legislația noastră, să nu râdem. Opțiunea organizării și desfășurării adunărilor generale ale asociațiilor și membrilor Consiliului Societăților cu răspundere limitate prin mijloace electronice. Proiectul a fost coordonat cu autoritățile de resort, obiecțiile și propunerile au fost considerate la definitivarea proiectului și în acest context rog aprobarea proiectului de hotărâri. Vă mulțumesc. Într-adevăr, trebuie să ne asigurăm că creăm condițiile necesare pentru ca să se poată dezvolta business-ul. Să știți că sunt foarte mulți antreprenori, i-am întâlnit în special în vizitele la
acceleratoare sau la atunci când am vizitat beneficiarii programelor Organizației Dezvoltarea Antreprenoriatului. Vă dau un exemplu. Noi avem oameni care creează uleiuri, da? Esențiale. Și ele pot fi vândute foarte ușor online dacă ai servicii de curierat, certificate, unii din ei au certificate europene și ar putea face magazine mici online și să exporte, chiar dacă sunt întreprinderi foarte mici. Și aici, într-adevăr, una din priorități care au fost stabilite este dereglementarea, să creăm condiții pentru tipuri noi de business și comerțul electronic este un element important în acest sens. Dar cred că încă sunt multe de făcut. Ați vorbit despre 11 sau 12 legi, da, 11, dar sunt, cred că, multe reglementări care încă ar trebui abordate. De exemplu, dacă întreprinderea are certificat european, să nu fie nevoită să facă și certificat național. Să fie recunoscute certificatele europene, pentru că, de fapt, au nevoie de aceste certificate ca să vândă în străinătate. Îmi amintesc și acum de un tânăr din diaspora care și-a făcut o companie, a făcut toate procedurile pentru a beneficia de certificat european în Germania și se confrunta cu o birocrație exagerată, având în vedere că are certificat european. De aceea vă rog să atragem atenția și la acest aspect a certificării exportului de pe online, pentru că trebuie să ne asigurăm că mai ales în aceste timpuri complicate încurajăm întreprinderile să investească, să creeze locuri de muncă și să exporte. Vă mulțumesc. Cine este pentru susținerea acestei hotărâri? Vă mulțumesc. Aprobat. Continuați, domnul Alain. Da, mulțumesc. Stimați colegi, stimată doamnă prim-ministru, următorul proiect prezint atenția dumneavoastră, proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri anterioare, corelarea unor acte normative cu hotărârea Guvernului numărul 487 din 2022. Proiectul a fost elaborat în scopul aducerii în concordanță a actelor normative cu hotărârea Guvernului susnumită cu privire la organizarea și funcționarea instituției publice, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Astfel, proiectul prevede modificarea 27 de acte normative în vederea substituirii denumirii instituției publice ODA cu ODIM cu ODA, uniformizarea programelor de stat în scopul implementării mai eficiente a politicilor publice privind susținerea dezvoltării antreprenoriatului prin instituirea următoarelor noi organe din cadrul ODA. Deci, în primul rând, organele de conducere, Consiliul, care este organul colegial superior de conducere, exercită funcția de supraveghere și monitorizare a procesului decizional de conducere și este responsabil de activitatea per ansamblu și de soliditatea financiară a IP-ODA, precum și directorul în calitate de organ executiv. Se instituie de asemenea și Comitetul de Finanțare și Risc, care reprezintă organul colegial specializat al instituției publice ODA și exercită funcția de examinare preliminară a obiectivelor strategice de dezvoltare, produsele, schemele de finanțare, conformitate și administrarea riscurilor, monitorizare și evaluare a progresului în implementarea programelor de stat și a proiectelor de asistență. Conform celor expuse, rog aprobarea proiectului de hotărâri în cauză. Mulțumesc. Cine este pentru susținerea acestei hotărâri? Aprobat. Continuați, domnul Lai. Mulțumesc, domnul prim-ministru. Stimați colegi, următorul proiect îl prezint atenția noastră, proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea strategiei cu privire la administrarea proprietății de stat în domeniul întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat pentru anii 2023-2030. Necesitatea elaborării strategiei este justificată de importanța întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat pentru economie și securitatea națională, precum și pentru fortificarea calității guvernanței corporative în aceste entități. Totodată, scopul elaborării strategiei constituie asigurarea
cadrul normativ instituțional relevant, precum și crearea condițiilor necesare pentru alocarea strategică a resurselor umane, financiare, tehnice și tehnologice, pentru redimensionarea rolului statului în economie și sporirea eficienței întreprinderilor de stat. Subsidiar, strategia este îndreptată spre ameliorarea riscului devierii activității întreprinderilor de stat de la scopurile inițial stabilite și riscurile politice. În particular, strategia este necesară pentru a statuta definirea rațiunii de prezență a statului în economie prin intermediul întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital de stat, rolul întreprinderilor de stat în asigurarea securității socioeconomice a țării, consolidarea capacităților manageriale ale statului în domeniul administrării întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital de stat, îmbunătățirea guvernanței corporative a întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital de stat. Viziunea strategiei constă în crearea premizilor statului de eficientizare a administrării proprietății publice și de a deveni un proprietar responsabil, transparent și credibil, care să asigure entităților de stat oportunități de dezvoltare și profitabilitate. În acest context, rog respectuos aprobarea proiectului de hotărâre în cauză. Vă mulțumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestei strategii? Aprobat. În continuare, domnul Spână. Stimată doamnă prim-ministră, dragi colegi, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului privind modificarea hotărârii Guvernului numărul 23 din 2022 cu privire la aprobarea documentului unic de program pentru anii 2022-2024, elaborat în temeiul legii numărul 438 din 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova și legea numărul 27-2022 privind Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. Proiectul vizează modificarea anexei 2 a hotărârii Guvernului, ce aprobă lista proiectelor prioritare de dezvoltare locală pentru finanțarea din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală și includerea a 6 proiecte de dezvoltare locală la măsura 3.1, creșterea capacităților de valorificare a surselor de finanțare a proiectelor investiționale finanțate din sursele partenerilor de dezvoltare. Vorbim de satul Prăjila, raionul Florești, care va construi apeduct, satul Verejeni, raionul Telenești, stația de epurare Vadului Vodă, Chișinău, apeduct, satul Mingir, Hâncești, reparații la Casa de Cultură, orașul Șoldănești va construi o piață agricolă și Valea Mare Ungheni va construi un apeduct. Reamintesc că această măsură 3.1 acoperă contribuția localităților din Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală, iar primăriile au atras aceste proiecte din surse externe, ceea ce este pentru prima dată anul acesta când noi acoperim această contribuție. Și este important de menționat că primăriile pot aplica la această măsură permanent tot anul împrejur. Exact. Da. Și ele, aceste decizii, practic, se iau permanent imediat ce avem solicitările transmise de primărie. Modificările propuse au fost aprobate de către Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale prin decizie din 28 octombrie. Suplimentar, stimată doamnă prim-ministru, astăzi cu primarul am fost la Centrul Administrativ Multifuncțional din orașul Ștefa Vodă. Este un alt proiect finanțat din cadrul satului european. Acolo s-au alocat 9 milioane de lei pentru reparația acoperișului și inclusiv reparații ce țin de eficientizarea energetică a clădirii. M-am bucurat să văd foarte multă lume, foarte multe organizații, inclusiv sectorul de poliție care este acolo. Sunt peste 80 de angajați care vor avea condiții mai bune, dar vor fi, din informația pe care o avem, și alte 7 servicii locale. Deci satul european se dovedește a fi un proiect cum cel mai mare de anvergură pentru dezvoltarea locală. În acest sens, rog susținerea proiectului. Mulțumesc. Cine este pentru susținerea acestei hotărâri? Aprobat. În continuare, doamna Revencu. Stimați colegi, doamna prim-ministru, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea programului de ordine și securitate publică pentru anii 2022-2025. Este un program care vine să sprijine realizarea strategiei de dezvoltare a Ministerului Afacerilor Interne,
pentru următoarea decadă și vreau să zic că acest program este unul din cele mai mari programe care vine să ghideze întreg sistemul afacerilor interne în modul cum este organizată activitatea de azi încolo pentru a aduce mai multă securitate, liniște pentru toți locuitorii, inclusiv vizitatorii Republicii Moldova. Implementarea programului vine să sporească gradul de siguranță al populației la domiciliu, în comunitate, în mediile de activitate, în traficul rutier și pe drumurile publice, iar drepturile omului vor fi garantate în procesul de prestare a serviciilor de ordine și securitate publică. Acest document are drept scop apropierea serviciilor de ordine publică de populație, inclusiv prin o mai bună acoperire a teritoriilor, prin dezvoltarea unor metode și tehnici noi de comunicare și interacțiune cu cetățenii. Complementar, acest program pune bazele unei culturi polițienești orientate spre necesitățile oamenilor și astfel reacționarea la apelurile de urgență va fi mai promptă și mai eficientă. În același timp, programul va asigura uniformizarea procedurilor de intervenție, a instruirilor și coordonării și a fluxului de informații între toate subdiviziunile specializate în domeniul ordinii și securității publice, precum și prevede o dotare cu echipamente moderne a angajaților din prima linie și a structurilor de suport. Voi da citire doar unor obiective cuantificate care ne propunem să le atingem odată cu realizarea acestui program, cum ar fi creșterea cu circa 40% a echipelor de patrulare și de reacție operativă, ceea ce ne va permite să acoperim un număr mai mare de localități și să reducem timpul de reacție, să extindem conceptul de activitate polițienească comunitară în peste 80% din sectoarele de poliție, să dotăm cu echipamente moderne angajații din prima linie, astfel încât să reducem timpul de reacție, să asigurăm o mai mare transparență a interacțiunii, a activității de interacțiune cu cetățenii și, desigur, că să eficientizăm pe final serviciile de ordine și securitate publică și, nu în ultimul rând, să diminuăm cu circa 25% a numărului de accidente rutiere, dat fiind acum faptul că avem și drumuri mai bune și mai multe. Este important să mergem în pas și cu obiectivele de dezvoltare a țării. Aceasta este misiunea principală a sistemului afacerilor interne, odată cu dezvoltarea tuturor sectoarelor, să fim alături și să asigurăm și componenta de securitate și ordine publică. În acest context, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc, colegi, întrebări. Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui program? Aprobat. În continuare, domnul Budeanschi. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, vă prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind implementarea acordului multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare. Proiectul de lege reglementează obiectul schimbului de informații între autoritățile competente, atribuțiile serviciului fiscal de stat în calitate de autoritate competentă, sancțiunile percepute de către serviciul fiscal de stat în cazul neconformării instituțiilor financiare la cerințele de raportare și de precauție. Prin urmare, proiectul de lege prevede și completarea articolului 97 alineat 5 din legea numărul 202 din 2017 privind activitatea băncilor în vederea permiterii serviciului fiscal de stat să solicite de la instituțiile financiare informație care urmează a fi furnizată conform prevederilor acordului multilateral. Urmare adaptării proiectului de lege, Ministerul Finanțelor în comun cu Serviciul Fiscal urmează să asigure elaborarea regulamentului privind schimbul automat de informații privind conturile financiare care va fi aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor. În contextul celor menționate, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc. Întrebări? Colegi, cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat. În continuare, domnul Nosate. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, propun atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului privind modificarea regulamentului cu privire la modul de îndeplinire a serviciilor militare în forțele armate, aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 941 din 2006. Prin operarea modificărilor, se propune majorarea soldei lunare a militarilor în termen de la 150 de lei lunar până la 500 de lei. Iar odată cu aceasta se ajustează și solda celor chemați la cantonamente și la mărimea soldei militarilor în termen.
Totodată, militarii în termen eliberați din serviciu militar vor beneficia de o indemnizație unică de eliberare în mărime de 3 solde bănești, ceea ce constituie 1.500 de lei, iar dacă aceștia fac parte din rândul copiilor orfani sau rămași fără tutelă părinților, în mărime de 5 solde bănești, respectiv 2.500 de lei. Mijloacele financiare necesare implementării proiectului de hotărâre sunt prevăzute în cadrul bugetar pe termen mediu pentru anii 2023-2025, precum și în proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2023. Rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc. De fapt, facem ceea ce nu s-a făcut ani de zile, să dăm o soldă mai decentă. 100 de lei e chiar o sumă foarte mică. Și chiar dacă o crești de 5 ori, tot mică rămâne. Deci trebuie să continuăm să investim în acest domeniu. Cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat. În continuare, domnul Alaiba. Stimată domnul prim-ministru, stimați colegi, vă prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la Comisia Națională pentru Monopol Fiscal. La data de 28 iulie 2022, Parlamentul a adoptat legea numărul 235 pentru modificarea legii numărul 845 din 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi. Astfel, conform articolului 36.7 și 36.8 din legea numărul 845, statutul de monopol fiscal se atribuie întreprinderii sau grupului de întreprinderi de către guvern la propunerea Comisiei Naționale pentru Monopol Fiscal, care se instituie de către guvern și activează în baza propriului regulament de activitate. În acest context, în scopul elaborării cadrului normativ subordonat legii, a fost elaborat și se propune spre aprobare proiectul hotărârii guvernului cu privire la Comisia Națională pentru Monopol Fiscal. Proiectul de hotărâre prevede instituirea comisiei respective în calitate de organ colegial constituit din reprezentanți ai autorităților publice și ai societății civile, precum și modul de constituire, organizare și funcționare al acesteia. Conform celor expuse, rog aprobarea proiectului de hotărâre. Vă mulțumesc. Cine este pentru susținerea acestei hotărâri? Aprobat. În continuare, domnul Țurcanu. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, propun atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea anexei numărul 1 la hotărârea Guvernului 840 din 2004 cu privire la crearea sistemului de telecomunicații al autorităților administrației publice. Proiectul prevede actualizarea și completarea anexei la hotărârea Guvernului menționată conform noilor denumiri ale entităților publice în aliniere cu hotărârea de Guvern 117 din 2021 cu privire la restructurarea administrației publice centrale de specialitate și hotărârea de guvern 485 cu privire la reorganizare prin fuziune a unor instituții din domeniile educației, cercetării și inovării. În același timp, proiectul prevede conectarea la sistemul de telecomunicații al autorităților administrației publice a 11 entități noi, urmare solicitărilor parvenite din partea acestora sau din partea fondatorilor acestor instituții. Astfel, numărul total de entități publice conectate la sistem va constitui 126 de organizații. Implementarea prevederilor proiectului nu necesită alocarea resurselor financiare suplimentare, iar conectarea instituțiilor noi va fi efectuată din contul alocațiilor bugetare ordinare pentru gestionarea sistemului de telecomunicații al autorităților administrației publice. Proiectul a fost supus avizării cu toți subiecții interesați, iar toate obiecțiile, divergențele, cu privire la acestea, au fost depășite. În contextul celor expuse, rog aprobarea proiectului. Mulțumesc! Vă mulțumesc mult! Cine este pentru susținerea acestei hotărâri? Aprobat! Și acum, ca și ședința trecută, de altfel, avem vreo 15 avize la proiecte care se află în Parlament și au fost fie adoptate în prima lectură și avem aviz la amendamente, fie sunt inițiative legislative. Domn Budeanski, vă rog. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, vă prezint proiectul hotărârii de guvern la avizul guvernului la inițiativa legislativă cu numărul 435 a unui grup de deputați din Parlament care vizează modificarea legii 435 privind descentralizarea administrativă și legii 436 din 2006 privind administrația publică locală. Proiectul vizează creșterea capacității administrative a autorităților publice locale,
pregătirii profesionale și motivării personalului care activează în cadrul autorităților publice locale, dar și dezvoltarea autonomiei financiare ale autorităților publice locale prin oferirea unor instrumente financiare suplimentare consiliilor locale de motivare a organelor executive. Prin această inițiativă se urmărește majorarea pragului de capacitate fiscală, astfel încât să se ofere o posibilitate autorităților care au o capacitate administrativă mai bună să poată oferi anumite sporuri la salarii. Guvernul a analizat propunerile inițiativei legislative și le susține cu recomandarea de ajustare a obiecțiilor care sunt menționate în aviz. Mulțumesc! Mulțumesc! Cine este pentru aprobarea acestui aviz? E un scop important să asigurăm stimularea autorităților publice locale, primăriilor, care au capacitate administrativă și performanță. Doar așa ne vom putea dezvolta, putem asigura venituri proprii și utilizarea eficientă a resurselor. Mulțumesc! Și mulțumesc și celor care au inițiat proiectul și au lucrat cu guvernul pentru ca să găsim cea mai potrivită soluție. În continuare, domnul Litvinenko. Mulțumesc, stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, domnule primar, dragi locuitori orașului și raionului Ștefan Vodă, nu pot să nu fiu de acord cu domnul primar, care a spus că este un raion și oraș cu oameni extraordinari, pentru că știu foarte bine, m-am convins de foarte multe ori, așa cum de altfel sunt toate satele și orașele din Republica Moldova. Trec la subiect. Într-adevăr, primul proiect de hotărâre care îl propunem este un proiect de hotărâre de guvern pentru aprobarea unui proiect de hotărâre a Parlamentului pentru abrogarea unei hotărâri a Parlamentului. Este vorba de o hotărâre din 93 cu privire la modul de transmitere a materialelor în organele de anchetă. Este o hotărâre de Parlament desuietă și inaplicabilă încă din 2003, în momentul când a fost adoptat codul de procedură penală. Rog să susțineți aprobarea acestui proiect de hotărâre a Guvernului. Mulțumesc! Deci am înțeles că este hotărâre la hotărâre la hotărâre, dar de fapt noi susținem abrogarea unei hotărâri vechi. Da. Așa spus este. Mai simplu. Cine este pentru aprobarea acestui aviz? Aprobat. Continuați, domnule Litvinenko. Stimați colegi, rog să susțineți aprobarea avizului Guvernului la proiectul pentru modificarea articolului 32 din legea cu privire la actele normative. Scopul acestei inițiative legislative este de a stabili o procedură clară privind consultarea adunării populare a Găgăuziei și a Comitetului Executiv al Găgăuziei de către autoritățile publice, în special de către Parlament sau inclusiv de către Parlament, în cazul examinării proiectelor de acte normative care vizează statutul și sau atribuțiile teritoriale, unității teritoriale autonomie Găgăuzia. Rog să susțineți aprobarea avizului Guvernului la această inițiativă legislativă. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Vlah? Ok. Deci, cine susține acest aviz? Aprobat. Vă mulțumesc! Continuați, domnul Litvinenko. Mulțumesc, stimați colegi, prezint un aviz la un proiect de modificare deja a regulamentului Parlamentului. La fel, în această inițiativă se propune ca regulamentul Parlamentului să stabilească în mod expres și proceduri clare cu privire la consultarea de către Parlament cu adunarea populară a Găgăuziei în cazul în care se dezbat sau se examinează în Parlament proiecte de legi care vizează statutul, atribuțiile sau alte chestiuni care se referă la unitatea teritorială Găgăuză. Rog să susțineți aprobarea avizului Guvernului și la această inițiativă legislativă. Mersi. Vă mulțumesc. Cine este pentru susținerea și acestui aviz? Aprobat. Continuați, domnul Litvinenko. Al patrulea
al patrulea proiect de hotărâri de guvern ține de un aviz la un proiect de lege pentru modificarea legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public. Esența inițiativei este modificarea unor prevederi din legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public în vederea stabilirii dreptului funcționarilor publici din administrația publică locală de a reprezenta societățile economice, consiliile societăților economice și de a fi remunerați pentru munca prestată. Guvernul în principiu susține această inițiativă legislativă, propunând totodată inclusiv redacția binevenită de a fi aprobat a modificării la articolul 25 din legea la funcția publică și statut funcțional public. Rog să susțineți aprobarea avizului guvernului. Mulțumesc! Mulțumesc! Încă o inițiativă susținută de autoritățile publice locale și cred că elimină un soi de discriminare și permite participarea funcționarilor local la consiliile de guvernanță corporativă a întreprinderilor municipale, unde fondator este primăria. Așa, după același model cum este în cadrul guvernului. Cine este pentru susținerea acestui aviz aprobat? În continuare, domnul Laibă. Vă mulțumesc. Mai prezint atenția dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea avizului la proiectul de lege pentru modificarea anexei din legea numărul 1308 din 1997 privind prețul normativ și modul de vânzare și cumpărare a pământului. Proiectul de lege a fost înaintat cu titlul de inițiativă legislativă numărul 434 din 29 noiembrie 2022 de colega noastră Irsile, care este chiar aici, doamna Catrave, și prevede ajustarea prețului de vânzare, cumpărarea terenului liber de construcții, destinat construcțiilor, cu excepție celor amplasate în municipiul Chișinău. Mecanismul introdus prin raportul de evaluare de piață a imobilului, reglementat la articolul 10, alineat 10 din legea 1308 din 1997, privind prețul normativ și modul de vânzare, cumpărare a pământului, prin care se statuiază că prețul inițial de expunere la licitație trebuie să fie egal cu cel puțin valoarea de piață a terenului determinată de un evaluator în conformitate cu legea numărul 989 din 2002 cu privire la activitatea de evaluare, dar nu mai mic decât prețul normativ calculat în conformitate cu prezenta lege, asta este citat. Deci acest mecanism nu funcționează în cazul autorităților publice rurale, excepție făcând în principiu municipiul Chișinău. Raportul de evaluare astfel devine inutil din cauza că prețul normativ este foarte mare și nu corespunde realității. În schimb, autoritățile publice locale sunt impuse prin lege să le elaboreze, conștientizând din start că prețul de evaluare de piață va fi mai mic, iar ei vor fi nevoiți să aplice prețul normativ, astfel doar irosind banii publici. Deci acest sistem de stimulente împiedică dezvoltarea afacerilor concrete. Chiar și aici, în Ștefan Vodă, data trecută am vizitat câteva afaceri care ar putea să se dezvolte în regiuni dacă ar avea un cadru legislativ mai prielnic acestor procese. Deci, în contextul celor evocate, Guvernul susține proiectul de lege înaintat cu titlul de inițiativă legislativă. Rog aprobarea proiectului de hotărâre. Vă mulțumesc. Cine este pentru susținerea acestui aviz? Aprobat. În continuare, doamna Nimerec. Stimați colegi, Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea legii ocrotirii sănătății 411 din 1995, înaintat cu titlul inițiativă legislativă de către un grup de deputați în Parlament și comunică susținerea acesteia cu următoarele notificări. Proiectul de lege supus avizării are drept scop urgentarea modernizării spitalelor raionale, eficientizarea managementului lor prin transferul instituțiilor medico-sanitare publice raionale în subordinea Ministerului Sănătății, cu excepția celor fondate de Comitetul Executiv al OTAG Găuzea, în scopul îmbunătățirii calității serviciilor medicale spitalicești acordate populației, în special cele rurale, utilizării eficiente a patrimoniului public și consolidării bazei tehnico-materiale ale spitalelor raionale, precum și instituirea noțiunilor
acțiunii de instituții medico-sanitare publice regionale, deoarece vom avea nevoie de această noțiune la construcția acestor două spitale, Bălți și Cahul. Deci ieri vreau să aduc la cunoștință că ieri au fost desfășurate la Parlament audieri publice care au ținut aproape 4 ore și a existat o participare largă a societății, a reprezentanților autorităților publicilor locale, președinți a consiliilor raionale, vicepreședinți, fracțiunile Parlamentului, deputații, instituții, directori de instituții medicale, mediu academic, Universitatea de Medicină și Farmacie, în care au fost expuse mai multe opinii, inclusiv din îmbunătățire a proiectului dat și ținând cont în special de că de fapt mărul discordiei este proprietatea autorităților publice locale, ținând cont de asemenea de legile 523/99 cu privire la proprietatea publică, legea 121/2017 privind administrarea și dietatizarea proprietății publice, dar și alte legi care se referă la autoritatea publică locală. Deci s-a ajuns la concluzia că autorii proiectului vor efectua careva modificări pe parcurs. Noi ne-am expus poziția inclusiv a tuturor ministerilor care au oferit aviz și de asemenea am propus autorilor de proiect să vină cu o adăugare, cu o precizare în nota informativă a proiectului care ține de finanțarea din bugetul de stat a acestor instituții pentru anul viitor, din moment ce trec sub jurisdicția Ministerului Sănătății, și să introducă că determinarea volumului exact a resurselor bugetare pentru consolidarea bazei tehnico-materiale a spitalelor vizate și implicit identificarea și bugetarea acestora va fi precedată de o analiză amplă a situației fiecăruia la care noi deja am proces, după finalizarea procesului de transmitere. În temeiul acesteia, Ministerul Sănătății va formula propuneri de alocări de resurse concrete cu acest scop, inclusiv sprijinite de realocări interne ale resurselor sectorului, date de o restructurare a programelor în derulare și o utilizare mai eficientă a alocațiunilor aprobate. Într-o consolidare a capacităților tuturor spitalelor din Republica Moldova, în special prin acordarea de suport din partea Ministerului Sănătății, cu suportul tuturor partenerilor internaționali, Ministerul Sănătății și Guvernul susține această inițiativă pozitivă și susținem inițiativa legislativă în cauză și rog colegii să voteze acest proiect. Vă mulțumesc, doamna Nimerenco. Am discutat și eu ieri în cadrul Comisiei Paritare despre această inițiativă și, membrii Comisiei Paritare din partea Congresului Autorităților Locale ne-au sugerat să venim cu această modificare în partea ce ține de proprietăți. Și în urma consultărilor la care v-ați referit și în baza acestor recomandări, discuții, cred că este judicios ca dreptul de proprietate să rămână așa cum este la autoritățile publice locale, dar gestiunea să treacă la nivel central, unde pot fi făcute investiții mai substanțiale. Doamna Vlah? Da. Bună ziua! Domnul prim-ministru, vă правильно сказали, очень много дискуссий на эту тему на уровне председателей районов и советников, и действительно больше дискуссий по поводу того, кто будет собственником. Может быть, имеет смысл, я даже, может, настаиваю в том, чтобы мы сейчас в заключении указали, что собственность остается за районными советами. Пусть это будет четкая, ясная позиция правительства. И в случае передачи, чтобы это было только лишь согласие районных советов. Если авторы проекта в парламенте, допустим, пойдут по первому варианту своей инициативы. Пусть у нас будет четкая позиция. И я рекомендую, чтобы авторы проекта взяли мнение районных советов при рассмотрении данного вопроса, и пусть будет официальная позиция Калма тоже ко второму чтению рассмотрения этого проекта.
Deci, vreau să remarc că la această concluzie s-a ajuns ieri în urma audierii realizate și deci autorii acestui proiect au spus că acest articol va fi retras din propunerea de proiect. Aceasta este și poziția Ministerului. Până la urmă, însăși președinții de raioane care au participat, ei au subliniat că nu au absolut nimic împotriva faptului ca Ministerul să ia în gestiune, din moment ce Ministerul are mai multe resurse și mai multe posibilități acum să modernizeze cu echipamente serioase și să investească în infrastructura spitalelor. După cum subliniam, acesta era mărul discordiei, proprietatea. Totodată, ceea ce a spus vis-a-vis de acordul consiliilor locale, aceasta este prevăzut prin Constituție și deci noi nu putem să facem aici careva remarci. Deja este prevăzut. Astfel, acum vor fi introduse aceste modificări, amendamente, până la votare. Deci Vlah, este un lucru stabilit. Să fie în aviz. Doamna Vlah, aveți și o formulare? Puteți să ne spuneți care este formulare? Я предлагаю, чтобы это, как вы предложили тоже, у нас общая позиция, чтобы собственность оставалась за районными советами, да, и чтобы районные советы управляли собственностью, землей, как это было до сих пор, чтобы изменений не было абсолютно никаких. А министерство пусть управляет уже тем, как администрирует сам процесс в больницах. Doamna Nimerenko, eu nu văd o problemă să fie adăugat una, o propoziție referitor la faptul că guvernul cumva susține... Într-adevăr, nu e nicio problemă. Acolo va trebui adăugat încă un articol care va ține de faptul cum aceste instituții vor trece în comodat și totuși care va fi relația, fiindcă ei vor rămâne cu activitatea ulterioară în cadrul acestor clădiri și noi acum consultăm formularea corectă din punct de vedere juridic cu juriști, deci care va fi relația APL-instituție care va avea de fapt ca fondator Ministerul Sănătății. Și eu zic să introducem un proces verbal și procesul verbal și în procesul de finalizare a textului avizului de introdus o propoziție că în baza analizei și consultărilor guvernul susține sau nu are nimic împotrivă revizuirea articolului ce țin de proprietăți, ceva de tipul ăsta, ca să... Da. Pentru că noi nu avem acum формулярия juridică, înțeleg și nici dumneavoastră nu aveți o... Вчера, когда проходили слушания, очень много было дискуссий по этому поводу, и вчера господин Перчун обещал всем присутствующим, что к заседанию правительства будет четкая формулировка, что с вами будет это обсуждено, и вы уже на заседании правительства выскажете четкую позицию правительства именно по этому вопросу, и к голосованию будет ясность в нашем заключении. Поэтому я думаю, что нам нужно это обозначить, потому что сейчас внимательно все следят за тем, какова будет позиция наша, и она должна быть четкой. С моей точки зрения. Я рог Министерству санитарии журисты дела канцелярии с introduc un aliniat sau o propoziție cât, pentru că formularea juridică exactă va fi a autorilor proiectului, iar noi doar trebuie să spunem în aviz că guvernul susține poziția că trebuie revizuit în inițiativa legislativă partea ce ține de proprietăți. Ok. Cu acestea, cine este pentru aprobarea avizului? Cu înscrierea în procesul verbal pe care am făcut-o. Mulțumesc. În continuare, domnul Budeanski. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, vă prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative înaintat cu titlul de inițiative legislative de către un deputat în Parlament. Proiectul de lege a fost elaborat în vederea consolidării cadrului legal aferent băncii naționale, ținând cont de angajamentele asumate de Republica Moldova prin memorandumul cu privire la politicile economice și financiare încheiat cu FMI în septembrie 2022, precum și pentru a asigura bună desfășurare și finalizare ordonată a procesului de lichidare a băncilor. Prin prezentul proiect a fost propuse modificări la legea 548 din 1995 cu privire la Banca Națională, ce vizează aspecte privind interacțiunea băncii naționale cu autorități, entități private, consolidarea mecanismelor aplicabile exercițiului mandatului membrilor organelor de conducere a băncii naționale,
precizarea unor aspecte de guvernanță corporativă în cadrul băncii naționale ce țin de clarificarea responsabilităților manageriale ale guvernatorului și comitetului executiv. În același timp au fost propuse prevederi care aduc precizări cadrul legal pertinent lichidării silitei băncilor, și anume revizuirea duratei de prelungire a procesului de lichidare silită a băncii stipulate la articolul 38 prim alineat 7 din legea 550/1955 cu privire la lichidarea băncilor și reglementarea termenilor de lichidare silită a băncilor, al căror proces de lichidare nu a fost încheiat în termenii stabilite de articolul 5 din legea numărul 274 din 2017 privind completarea unor acte legislative și de legea 550 din 1950 privind lichidarea băncilor. Implementarea proiectului nu implică cheltuieli sau alocări a mijloacelor financiare din contul bugetului de stat sau Băncii Naționale a Moldovei. Guvernul, în baza opiniilor autorităților participante la vizare, susține proiectul de lege înaintat cu titlul de inițiativă legislativă. Vă rog să susțineți proiectul. Mulțumesc! Vă mulțumesc mult! Colegi, cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat. Continuați, domnul Budeanscu. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, vă prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea avizului asupra amendamentelor la proiectul de lege privind modificarea unor acte normative ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2023. Proiectul de hotărâre a Guvernului a fost elaborat în baza rezultatelor examinării avizilor amendamentelor deputaților a Comisiei Juridice, Numiri și Imunități și a Direcției Generale Juridice din cadrul Parlamentului. În acest sens, fiind examinate 107 propuneri de ordin tehnico-juridic și redacționale și 22 de amendamente, care cuprind 70 propuneri de ordin fiscal, respectiv fiind acceptate 29 de propuneri de ordin fiscal înaintate de către deputați și 62 de propuneri tehnico-juridice. Principalele propuneri acceptate vizează introducerea prețului de referință la vânzarea țigaretelor și a țigărilor de foi, menținerea mecanismului de impozitare a veniturilor persoanelor fizice în mărime de 12% din venitul anual impozabil, astfel renunțându-se la încă o treaptă de impozitare de 18%, introducerea unui nou regim fiscal pentru agenții economice desfășoară activități în domeniul comercializării deșeurilor feroase și neferoase, simplificarea condițiilor de desfășurare a activităților independente, aplicarea scutirii de TVA la serviciile poștale, acordarea dreptului de stabilire anuală a cotelor concrete ale impozitului bunurilor imobiliare și impozitul funciar de către autoritățile publice locale. De asemenea, au fost propuse și acceptate câteva modificări la legea 270 privind salarizarea în sistemul bugetar. Se referă la majorarea clasei de salarizare pentru angajații cu statut special cu atribuții în domeniul medical din cadrul Administrației Naționale Penitenciarilor, instituțiile penitenciare și subdiviziunile subordonate, majorarea clasei de salarizare pentru funcția de agent guvernamental, majorarea clasei de salarizare pentru unii angajați din cadrul Inspectoratului de Stat pentru supravegherea produselor nealimentare și protecția consumatorilor, și acordarea sporului specific în mărimi 20% pentru funcționarii publici din autoritatea responsabilă de coordonare a politicilor și priorităților naționale din cadrul Cancelariei de Stat și aparatul președintelui Republicii Moldova. Suplimentar, în vederea îmbunătățirii prevederilor din proiectul de lege, prin prisma avizului respectiv au fost propuse completări care au drept scop asigurarea unor condiții echilibrate de dezvoltarea mediului de afaceri, precum și îmbunătățirea și simplificarea mecanismelor fiscale naționale. Ținând cont de cele menționate, rugăm susținerea proiectului. Mulțumesc! Mulțumesc mult, domn Budeanschi. Doar pentru procesul verbal, pentru că am impresia că va trebui de făcut câteva mici modificări la aviz tehnice, toate domeniile pe care le-ați menționat sunt susținute de guvern, da? Da. Care le-ați menționat, inclusiv cu activitatea individuală, comercializarea deșeurilor feroase și neferoase, cu eliminarea cotei de 18% pentru persoane fizice. Deci da. Asta este avizul la amendament. Da. Cele care au fost menționate au fost toate acceptate. Acele care le-am menționat expres. Ok.
Cu aceasta, cine este pentru susținerea avizului? Aprobat, vă mulțumesc mult. În continuare, din nou, domn Budeanschi. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, vă prezint proiectul hotărârii Guvernului pentru proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2023, ca urmare a amendamentelor sosite din Parlament din partea deputaților. Au fost înaintate 16 amendamente care privesc cheltuieli suplimentare în sumă de circa 2,6 miliarde lei, dintre care 2,5 miliarde lei sunt solicitări pentru autorități publice locale. Totodată se propun și modificări la textul proiectului de lege și corespunzător la anexele la proiect. În rezultatul examinării amendamentelor și în urma revizuirii alocațiilor bugetare incluse în proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2023, aprobat de guvern, au fost susținute integral 7 și parțial 4 amendamente, iar 5 amendamente nu au fost susținute. Amendamentele susținute și modificările suplimentare propuse de guvern implică majorări de alocații în sumă de 103 milioane lei, dintre care 27,9 milioane lei pentru cheltuieli de personal, inclusiv în rezultatul susținerii amendamentului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative. Majorările menționate au fost acceptate din contul diminuării alocațiilor prevăzute la compartimentul acțiuni generale. Fondul de intervenție a guvernului diminuat cu 60 de milioane lei, din 600 de lei, fondul rezervat pentru implementarea prevederilor actelor normative în domeniul salarizării în sectorul bugetar, diminuat cu 28 milioane lei, din 770 milioane lei, cât era în proiectul inițial, precum și alte alocații diminuate cu 15 milioane lei. Unele amendamente conțin propuneri de suplinire a alocațiilor bugetare destinate atât autorităților publice centrale cât și celor locale, acestea nefiind acceptate din motiv că cheltuielile incluse în proiectul de buget au fost determinate de cadrul de resurse estimat, precum și reieșind din evoluția executării cheltuielilor în anii precedenți, în anul curent și soldurile de mijloace bănești estimate în conturile bancare la finele anului 2022. Amendamentele susținute și propunerile suplinite ale Guvernului implică modificări corespunzătoare la textul proiectului legii bugetului de stat pentru anul 2023, articolul 3, 10, 11 și 17 și în anexele numărul de la 1 până la 5, fără a modifica indicatorii principale ai bugetului de stat la venituri, cheltuieli și soldul bugetar, aprobați de Guvern și adoptați de Parlament în prima lectură. În contextul celor precizate, vă rog să susțineți proiectul. Mulțumesc. Mulțumesc mult. Colegi, cine este pentru susținerea acestui aviz? Doamna Vlah are o întrebare. Domn prim-ministru, я не знаю, в этом случае к кому обращаться, но мы проект данного заключения увидели на сайте правительства ровно в 11 часов. Ровно во столько, во сколько началось заседание. У нас повторяется история, когда проект бюджета мы получили за 2 часа, а сейчас изменения, согласно поправок депутатов парламента, мы опять не увидели как проект, поэтому просьба отрегулировать. Либо это проблема в Минфине, либо это проблема в госканцелярии, но мне кажется, каждый из нас должен готовиться к заседанию, должен увидеть проекты и работать по этим проектам. Сейчас ничего не предложить нельзя, не высказать никакое отношение тоже нельзя, потому что мы этого документа до заседания правительства не видели. Doamna Vlah, dumneavoastră aveți foarte multă experiență în multe guverne. Eu când eram în opoziție, vedeam pe site după adoptare. Și mai multe ori, pentru că eu urmăream bugetul în mod special. Aici este vorba nu de proiectul bugetului, apropo și proiectul bugetului a fost pe site-ul Ministerului Finanțelor 3 zile, dar aici este vorba despre amendamente, da, care în mod tradițional ele vin până în ultima zi și avizul se pregătește deci până în ultimul moment. Aceasta nu este o practică nouă, pentru că este vorba despre avize. De aceea, doamna prim-ministru, este такая практика была, как вы говорите, зачем вы повторяете плохую практику? Вводите хорошую практику, когда проекты должны появляться вовремя, когда члены правительства могут с этими проектами поработать и высказаться на заседании, и высказать свое отношение.
Да, нет, может быть, что-то добавить. Сам бюджет видим в последний момент, проекты к бюджету, которые тоже еще не приняли, видим тоже в последний момент. Это нехорошая практика, надо ее менять. Я предлагаю отнестись к этому в соответствии с законом, а не повторять плохие практики, если они были. Da, eu sunt absolut de acord și noi, de fapt, am îmbunătățit semnificativ practicile de transparență în procesul decizional. Dumneavoastră cunoașteți că eu insist personal pe publicarea în avans a tuturor hotărârilor. Uneori, mai ales într-așa un an complicat, când se fac mai multe rectificări, când se duc discuții foarte dure, inclusiv cu Fondul Monetar Internațional. Apropo, în anul acesta am reușit să obținem creșterea cheltuielilor pentru salarii de la 7,9% din PIB la 8,4%. Și da, asta a luat și timp și convingere și a întârziat un pic procesul. Noi neapărat ne vom strădui. Dumneavoastră cunoașteți că noi în guvern am discutat un anumit orar pe care să-l urmăm, dar din anumite motive care nu întotdeauna depind de noi sau care țin de îmbunătățirea condițiilor pentru cetățeni, noi ne mișcăm un pic mai repede decât ne-am fi dorit. Dar în privința amendamentelor, eu cred că asta nu se poate aplica. Ele vin atunci când deputații le depun. Domnul Budeanscu. Doamna prim-ministru, eu am vrut doar să reamintesc încă o dată că acel calendar pe buget care noi l-am avut, el a fost unul, să spunem așa, impus în totalmente de condițiile în care noi am o trebuit să asigurăm această finanțare a deficitului bugetar. Iar acest deficit bugetar și în general situația economică, dumneavoastră știți că nu este controlată, eu cred că nici 10% din acele condiții și riscuri care le avem noi nu s-au creat în Republica Moldova. Sunt factori externi. Deci noi, pentru a asigura acea finanțare, cu păreri de rău, am întârziat cu elaborarea bugetului. Iar acum, noi suntem puși în situația, ori mai discutăm încă o săptămână amendamentele, sau intrăm în anul viitor cu un buget aprobat. Eu vreau să vă spun că pierderile de aceea că noi o să întârziem cu o săptămână buget și o să intrăm în anul viitor fără buget, o să fie mai mari decât dacă noi, iată, am publicat la ora 11 sau puțin mai devreme avizele pentru amendamentele deputaților. La urma urmei, avizele deputaților deja au fost cumva discutate și coordonate cu acei care au vrut să vină cu astfel de amendamente. Deci, eu nu văd aici cum, dacă ar fi fost publicat mai rapid, cineva putea să schimbe ceva. Fiindcă este o relație strictă între amendamentul deputaților și avizul guvernului. Dar în situații, să spunem, mai bune, da, ar fi fost posibil să fie cu o zi înainte, dar nu mai mult. Fiindcă avizele vin pe parcursul acestor zile și noi trebuie să prelucrăm sute de propuneri în două zile. Deci Ministerul Finanțelor nu poate să se extindă de zeci de ori ca să facă față la o sarcină atât de mare. Și așa, eu vreau să vă spun că colaboratorii au lucrat și sâmbătă și duminică și seara, deci practică în mod continuu, ca să facă față acestor sarcini. De-aia eu vă rog, atunci când dumneavoastră veniți cu astfel de propuneri, dați ele cât de cât să fie realiste și obiective, să reiasă din acele condiții reale în care noi ne aflăm, dacă cu adevărat vrem să îmbunătățim situația. Dar nu din cauza de a mai spune încă o dată lucrurile care deja au fost repetate înainte de multe ori.
Мулсумер. Министр, я не говорю сейчас о содержании, я сказала о законе, о процедуре. И то, что каждый из нас имеет и право и должен ознакомиться с документами заранее, это мы все понимаем. Я тоже 10 лет работала депутатом парламента, я знаю, как работается в комиссиях, я знаю, когда получают проекты и предложения депутаты парламента после комиссий. В понедельник, как минимум, на заседании оперативно можно было эти вопросы рассмотреть, к членам правительства, коллегам рассказать о том, какое есть отношение к тому или иному предложению депутата парламента. А получить проект заключения ровно в 1 часов, когда начинается заседание правительства, я считаю, что это нарушение. Да, нам аузит комментариile astea când venea după adoptare. Cine este pentru susținerea acestui aviz? Vă mulțumesc. În continuare, domnul Spătaru. Da, stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, nu pot să nu mă alătur domnului ministru Litvinenko, care s-a alăturat domnului primar, să mai schimbăm un pic dispoziția și să confirm că am o deosebită plăcere să revin la Ștefan Vodă, mai ales că este raionul meu de Baștină. Și în cele ce urmează, am să prezint un aviz consolidat la 5 amendamente la proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023, după cum urmează. Se susține amendamentul BM numărul 5 din 14 decembrie, care prevede majorarea cuantumului ajutorului de deces de la 1.100 de lei la 5.000 de lei veteranilor de război, participanților la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova. Propunerea nu implică costuri semnificative, se încadrează în estimările existente, dat fiind numărul relativ restrâns de persoane vizate. Totodată, această propunere se încadrează în politicile de sporire a protecției sociale a acestei categorii de persoane și este susținut de guvern. De asemenea, guvernul susține amendamentul DP numărul 15 din 15 decembrie, conform căruia, în cazul indexării din aprilie 2023, coeficientul de indexare nu va depăși creșterea procentuală a veniturilor proprii ale bugetului de asigurări sociale și se va aplica părții din pensie care nu depășește salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2023. Ultima parte a fost aplicată și în acest an. Precizez că mărimea concretă a coeficientului de indexare va fi aprobată de guvern, așa cum prevede legislația, în primul trimestru al anului viitor. În același timp, amendamentul VO numărul 53 din 16 decembrie, privind stabilirea coeficientului de indexare a pensiilor, nu se susține, fiind importantă menținerea sustenabilității sistemului de pensii pe termen mediu, din considerentul că cheltuielile bugetului asigurării sociale de stat se majorează cu ritmuri de două ori mai mari decât veniturile proprii. Și suntem într-o situație de deficit structural pe asigurările sociale. Vă reamintesc, deficitul a crescut de la 15% acum 2 ani la 30% pentru anul viitor. Amendamentul VO numărul 52 din 16 decembrie, care prevede majorarea cuantumului ajutorului de deces acordat în condițiile legii 289 din 2004, nu poate fi susținut de guvern în acest moment, din motiv că mijloacele necesare depășesc posibilitățile de a finanța această măsură. Suplimentar la toate măsurile finanțate deja, se va putea reveni asupra acestei măsuri pe parcursul anului viitor în funcție de disponibilitățile bugetare. Amendamentul VO numărul 54 din 16 decembrie, care propune indexarea indemnizației unice la nașterea copilului în corespundere cu rata inflației la sfârșitul anului precedent, exprimată prin creșterea prețurilor de consum în luna decembrie față de aceeași luna anului premergător, la fel, nu poate fi susținută în acest moment. Indemnizația unică la nașterea copilului, vă reamintesc, se indexează anual conform metodologiei existente și în ultimii 3 ani această indemnizație a crescut considerabil, de la 8.299 de lei în 2020 la 10.932 de lei pentru anul viitor. Vă reamintesc că din octombrie acestui an, familiile cu copii beneficiază în plus de indemnizație lunară de 1.000 de lei până la vârsta de 2 ani a copilului, iar în bugetul asigurărilor sociale, cheltuielile pentru protecția copilului cresc cu 29%, iar componentele neasigurate, adică cele universale acordate tuturor copiilor, indiferent dacă părinții sunt asigurați sau nu, cresc cu 48%. Este o creștere care acoperă integral și chiar depășește inflația și confirmă încă o dată că familiile cu copii mici sunt prioritatea acestui guvern. În condițiile celor menționate, rog susținerea avizului asupra amendamentelor la proiectul legii bugetului asigurării sociale de stat pe anul 2023. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui aviz? Aprobat. În continuare, doamna Nimirencu. Stimați colegi, proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2023 a primit un singur amendament AR
0403 din 14 decembrie și cu referire la acesta comunicăm următoarele. Ca autorul amendamentului propune majorarea cheltuielor pentru subprogramul asistență medicală urgentă prespitalicească cu 85.875.000 de lei și luând în considerare că propunerile de modificare legii menționate implică creșterea cheltuielor fondului de asigurări obligatorii de asistență medicală fără ca să fie identificate sursele de acoperire, este necesar să avem în vedere dispoziția 131 aliat 6 din Constituție, potrivit căreia nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanțare. Totodată vreau să menționez că în proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru 2023, care a fost aprobat de Parlament deja în prima lectură, pentru acest subprogram au fost prevăzute mijloace financiare destul de substanțiale în sumă de 1.137.765.000 lei, ceea ce constituie totuși o majorare față de anul trecut. Dar la estimarea mijloacelor financiare necesare realizării subprogramului de asistență medicală urgentă prespitalicească, s-a ținut cont de majorarea salariilor personalului din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, care a fost efectuat de la 1 octombrie 2022 și este deja proiectat și pentru anul viitor. Ori această instituție are un personal de circa 6.000 de lucrători și aceasta pune o presiune destul de mare pe buget. De asemenea, având în vedere că aici ăsta este serviciul de ambulanță, creșterea tarifelor la resursele energetice, de asemenea, este o presiune foarte mare pe această instituție. Deci, conchidem că mijloacele financiare prevăzute sub programul dat vor asigura, și am calculat împreună cu Compania Națională de Asigurări Medicină, bună funcționare a prestatorilor de servicii medicale urgente prespitalicesc, în scopul ca să fie acordată asistență medicală optimă și calitativă populației și să asigurăm realizarea politicilor și priorităților stabilite de către Ministerul Sănătății, dar vom mai avea și rectificarea bugetului în primăvară și vom ține cont de aceste propuneri. Din aceste expuse, comunicăm că Guvernul nu susține inițiativa deci acestui amendament. Mersi. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea avizului? Aprobat. În continuare, domnul Litvinenko. Mulțumesc. Stimați colegi, prezint atenție aviz la proiectul de modificare a legii privind executorii judecătorești. De fapt, esența proiectului este una foarte simplă, conform modificărilor, dacă vor fi operate, Ordinul Ministrului Justiției ca urmare a aplicării sancțiunilor disciplinare de suspendare sau de retragere a licenței executorului va putea fi emis imediat după adoptarea decizii colegiului disciplinar și nu după ce decizia colegiului disciplinar este confirmată de către instanțele judecătorești, așa cum este în prezent. De fapt, inclusiv din cauza faptului că legea prevede ceea ce prevede, până acum nu a fost posibilă sancționarea practic a niciunui executor judecătoresc, nici măcar a celor care au comis cele mai mari abuzuri. Guvernul susține această inițiativă și propune unele recomandări care ar fi în măsură să îmbunătățească calitatea textului final. Rog să susțineți avizul. Cine este pentru susținerea acestui aviz? Aprobat. Continuați, domnule. De asemenea, prezint atenție dumneavoastră avizul asupra proiectului de modificare a mai multor acte normative. Este vorba de legea privind asigurarea activității președintelor Republicii Moldova, legea privind statutul deputatului, legea organizării și funcționarea serviciului de pază și protecție de stat. Inițiativa legislativă prevede un șir de modificări prin care se propune modificarea noțiunilor de măsuri de securitate și test de securitate în scopul redactării, redării detaliate și clare a semnificației acestora, cât și completarea cu noțiunea de zonă de securitate. De asemenea, se propune restrângerea cercului persoanelor beneficiare de protecție de stat, fiind excluși ex-președintele Republicii Moldova, ex-președintele Parlamentului, ex-prim-ministru pe perioada stabilită de legislație, cât și specificarea la care subiect se face referire prin noțiunea de membru de familie la articolul 8 alineatul 2 din legea 134/2008, se propune ca directorul SPPS să fie asistat de doi adjuncți, totodată se propune includerea serviciului în lista organelor specificate în legea
privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat poligraf, în care persoanele care se angajează sau care îndeplinesc serviciu se supun testului obligatoriu cu utilizarea poligrafului. Guvernul propune mai multe propuneri de îmbunătățire, mai ales în cazul legii cu privire la serviciul de pază și protecție de stat, dar, per general, de principiu, inițiativa se susține. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Litvinenko. Cine este pentru aprobarea acestui aviz? Aprobat? Continuați? Da. Încă un aviz la o inițiativă de modificare a codului penal. Proiectul de lege a fost elaborat în scopul ajustării cadrului normativ în domeniul asigurării securității de stat la situația operativă reală pe palierul combaterii riscurilor și amenințărilor generate de acțiunile informativ subversive ale serviciilor străine în raport cu Republica Moldova. Aplicarea normelor actuale, cum ar fi articolul 337, trădarea de pat și 338, spionajul, a scos în evidență lipsa normelor penale care ar incrimina faptele conexe acestor infracțiuni. Prin urmare, acțiunea acestor norme este foarte restrânsă și nu cuprinde toate trăsăturile esențiale ale faptelor infracționale, ce atentează la securitatea statului. Imperfecțiunea legislativă împiedică astfel utilizarea efectivă a instrumentelor legale și funcționale pentru documentarea, prevenirea și contracararea acestor acțiuni. Aceste sau o parte din aceste modificări au constituit parte componentă a unui proiect de modificare a codului penal la care se lucrează și în prezent la Ministerul Justiției. De aceea ele sunt binevenite de a fi promovate într-un proiect separat, pentru că urmarea acestui proiect de lege va fi curmată mai ușor activitatea infracțională care subminează existența unității și indivizibilității statului Republicii Moldova. Deci evident că guvernul susține această inițiativă legislativă. Mulțumesc. Cine este pentru susținerea acestui aviz? Aprobat. Și ultimul aviz, domnul Topal, mă bucur că putem finaliza această ședință de guvern pe o notă foarte pozitivă. Vă rog. Da, domnul prim-ministru, mulțumesc. Înainte de a începe a prezenta proiectul, aș vrea să menționez cu referire la centrul de tineret care va fi deschis în Ștefa Vodă. Câteva luni în urmă am fost împreună cu dumneavoastră aici când de ziua tineretului și atunci am convenit cu domnul primar că în anul în care Ștefan Vodă este capitala tineretului trebuie să fie un an în care trebuie să deschidem un centru pentru tineri în Ștefan Vodă. A fost identificat spațiu și aici a fost o discuție și un consens chiar și între generații pentru a oferi un spațiu pentru tineri. A fost adoptată decizia Consiliului pentru a crea acest centru, iar Ministerul Educației și Cercetării împreună cu partenerii venim cu tot ce este necesar pentru dotarea centrului în valoare de peste 170.000 de lei. Cu referire la proiectul care urmează să-l prezint, vreau să menționez că pe parcursul acestui an am avut o conlucrare foarte bună cu școlile sportive, cu Consiliul Național Olimpic și Sportiv, cu federațiile sportive. Am lucrat, dacă am început anul cu discuția asupra netransparenței finanțării federațiilor sportive, atunci, în urma discuțiilor, am publicat toate sumele care au fost alocate de către Minister pentru federații. Am lucrat împreună cu toate părțile interesate la un regulament de finanțare care vine în baza criteriilor de performanță, începând de anul viitor să fie finanțat sportul de performanță, și cu premiile acordate la sfârșitul anului trecut, atunci când am fost premianți și de la Jocurile Olimpice și de la alte campionate mondiale, valoarea premiilor fiind de peste 18 milioane de lei, eu cred că sportivii noștri au fost suficient de motivați și cu toți împreună. S-a lucrat foarte mult împreună și cu antrenorii ca să fie obținute rezultate foarte bune și vreau să anunț că rezultatele într-adevăr sunt deosebite. Dacă anul trecut am avut 236 de medalii, în anul acesta, la concursurile internaționale, sportivii noștri au adus 433 de medalii. Și ponderea medalilor
de aur, bronz și argint este una impresionantă. Avem din aceste 433, 144 medalii de aur, 154 de argint și 135 de bronz. Suma alocată Ministerului pentru a premia sportivii este insuficientă, de aceea propun să susțineți proiectul hotărârii de guvern cu privire la alocarea mijloacelor financiare și prevede proiectul alocarea din fondul de rezervă a Guvernului 13.150.000 de lei necesar pentru premierea anuală a sportivilor și antrenorilor care au obținut performanțe pe arena sportivă internațională în anul 2022. Fondul total va fi de peste 21 de milioane de lei, iar mâine în festivitatea de premiere vom anunța mai multe date despre aceste reușite frumoase a sportivilor noștri. Vă rog să țineți proiectul. Mulțumesc! Vă mulțumesc mult! Deci avem de două ori mai multe medalii aduse de sportivii noștri pe care îi mulțumim și cu această ocazie fericită trebuie să găsim resurse, să alocăm mai mulți bani decât au fost planificați și aici eu cred că niciun membru a guvernului nu are nicio ezitare să ridice mâna în susținerea acestei hotărâri. Cine este pentru, rog să votăm. Vom avea și alte lucruri frumoase pentru federațiile de sport sportiv și arena va fi dată în exploatare și bursele vor fi dublate începând cu anul 23, deci continuăm să investim în tinerii noștri, în sportivii noștri, în toate categoriile și le mulțumim tuturor care duc cu mândrie numele țării pe arenele internaționale. Aici am încheiat agenda pentru astăzi. Vreau încă o dată să le mulțumesc tuturor care au participat la organizarea acestei ședințe de guvern. Am menționat deja, mulțumesc domnului primar, cancelariei și reprezentantului guvernului în teritoriu, domnul Babin, dar în special gazdei de astăzi, doamnei Bârna, care noi suntem în incinta școlii de arte din Ștefan Vodă și nu se vede pe live, dar suntem înconjurați de niște picturi extraordinare care arată cât de frumos este Ștefan Vodă, cât de frumoasă este Moldova și este o atmosferă extraordinară pentru această ședință de guvern și încă o dată le mulțumesc și colindătorilor și tuturor care au creat o atmosferă deosebită pentru această ședință de guvern. Având în vedere că este ultima ședință de guvern înainte de Crăciunul pe stil nou, vreau să le doresc un Crăciun fericit tuturor celor care celebrează pe data de 25 decembrie. Și vom mai avea o ședință de guvern și săptămâna viitoare, înainte de sfârșit de an. Și vreau să avem și în continuare agende pline de conținut cu lucruri bune pentru oameni. Vă mulțumesc și o zi bună și ședințe productive.